Construită încă în anii 70, instituția nu a fost reparată temeinic niciodată, așa că de acum încolo, de la mobilier vechi, sistem de încălzire deteriorat și aparate medicale de epocă, se trece la condiții moderne și profilaxie și tratament. Speranța în viață a unui polițist este de 59 de ani. Un lucru care ne deranjează foarte mult. Peste drum este un spital al Maiului și renovarea acestei policlinici are menirea ca oamenii să vină să-și verifice doar starea sănătății și cu orice preț să nu permitem ca ei să treacă în spital. Dacă în 1990 se deserveau 9.000 de angajați, astăzi aici se deservesc 21.654. Una dintre realizările importante ale instituției este cabinetul de reabilitare medicală și medicină fizică. Acesta a fost dotat cu utilaj medical procurat cu suportul financiar al ambasadei Chinei la Chișinău. Așa cum scrie buchea legii, conducerea instituției a primit un certificat din partea Consiliului Național de Evaluare și Acreditare pentru o perioadă de 5 ani. Vreau ca acest certificat să vă servească ca un instrument de motivare și susținerea personalului în ceea ce faceți dumneavoastră astăzi și o cartelă de vizită pentru această instituție. Cu mare drag. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul și suportul dumneavoastră. Îmi doresc ca să acordăm asistență medicală pe scară largă și echitabilă la toți colaboratorii din cadrul MAI și să putem garanta servicii medicale de cea mai înaltă calitate. Lucrările de renovare a Policlinicii Maie au avut loc în perioada 2016-2017, iar realizarea lor a fost posibilă cu suportul Ministerului de Interne și a partenerilor săi.